Bum 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 bum. Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus este un important lăcaș sfânt ortodox, fiind localizată într-o regiune pitorească din județul Brașov, la poalele munților Făgăraș, pe valea râului Sâmbăta. Accesul către această mănăstire nu este deloc complicat, întrucât, mergând din Făgăraș spre Sibiu, pe drumul european E68, se găsesc indicatoare care îndrumă vizitatorii către Sâmbăta de Sus. Unul dintre principalele elemente prin care această mănăstire impresionează este tipul arhitectural brâncovenesc, specific secolelor 17-18 în spațiul românesc. Construcția este ridicată după un plan triconic și, la fel ca toate celelalte mănăstiri ce datează din această perioadă, este împărțită în pridvor, altar, naos și pronaos, deasupra cărora se înalță trei turnuri. Pridvorul mănăstirii are o pictură nouă, realizată după scene ce aparțin Vechiului Testament. Accesul din pridvor către interiorul bisericii se realizează printr-o ușă imensă din lemn de stejar, înconjurată de un cadru dreptunghiular de piatră, sculptat în detaliu. Tot în acest complex monahal se găsește și un superb foișor de lemn, cunoscut sub numele de Foișorul Spovedaniei. Pe lângă această biserică veche medievală, în complexul monahal se mai găsește o clădire construită relativ recent, care adăpostește o biserică nouă, foarte spațioasă, sfințită în anul 1993. Biserica nouă poartă hramul Sfinților Martiri Brâncoveni, la fel ca întreaga mănăstire. Pereții interiori ai bisericii noi a complexului monahal sunt decorați cu chipuri ilustrate de sfinți și diverse scene biblice cunoscute. Catapeteasma ce desparte altarul de restul încăperii atrage și ea atenția prin aspectul său încântător, ce reflectă minuțiozitatea cu care aceasta a fost lucrată. Lucrarea arhitecturală a incintei îi aparține mitropolitului Ctitor, arhitectului Nicolae Diaconu și altor colaboratori care au avut bunăvoința de a se implica în ridicarea acestui sfânt lăcaș. În afara curții mănăstirii, aproape de intrare, se găsește un important centru de spiritualitate, cultură, artă și știință, Academia Sâmbăta, care găzduiește și săli de conferință și numeroase locuri de cazare. Există aici și un spațiu special amenajat, unde se găsesc pietrele de mormânt ale arhiepiscopilor și mitropoliților, care de-a lungul vremii și-au lăsat amprenta asupra locului. De asemenea, îi este ridicată o piatră de mormânt voievodului Constantin Brâncoveanu, înmormântat la Biserica Sfântul Gheorghe din București. În spatele complexului se găsește un alt loc foarte vizitat de credincioșii care trec pe la mănăstire, izvorul părintelui Arsenie Boca. Toate aceste locuri sfinte
și minunatul peisaj în care se pot zări în depărtare falnicele creste ale munților Făgăraș, conferă mănăstirii Brâncoveanu o importanță deosebită, fiind an de an o destinație preferată de foarte mulți turiști credincioși.